Ok, Andrei, nu fii atât de supărat pe faptul că nu l-am prins pe Denis. Adică, gen, a fugit el repede. Bă, dar chiar mă oftic. Păi da, stai mă puțin, stai că putem să aflăm cine e. Adică, până la urmă, tu de ce te-ai supărat? Adică, da, clar, el era haterul, am aflat. Păi cum aflăm? Că a fugit atunci. Bă, nu știu, adică mă gândesc și nu știu unde e. Mă gândesc că, gen, ar trebui să mai vină la școală, nu? Adică el, până la urmă, e elev în mare parte, nu? Adică el e, vine la școala asta, gen. Cred, bă, nu știu, eu zic în felul următor. Acum nu mai cred nimic. Băi, important e în felul următor, Andrei, ascultă-mă. Important e că l-am găsit, știm că el a fost hater-ul tău, nu mai ești trist. Deci nu mai trebuie să fii trist, efectiv, în momentul de față, pentru că nu mai ai de ce. Cum adică, da, stai așa, stai o secundă. Și în al treilea rând, îl vom găsi și vom afla exact cine este. Îi vom pune întrebări, îl vom interoga. Deci calmează-te, totul va fi bine. Ok, hai să-l căutăm. Ok, presupun, dar înainte de toate voiam să-ți fac o cinste cu pizza. Acum dacă vrei, hai să mergem să-l căutăm. Nu mai are sens să mergem la pizza și la... Ok, deci hai bă. Aia zic, știam că o să vrei mă. Știam că o să vrei și o bolane. Ok, bun, înainte de toate vreau să mergem cu mașina mea, cu bolidul meu de lux, pe care știi că îl iubesc din tot sufletul. Adică e mașina mea preferată, gen. Da? Și gen, oricum, nu se cumpără cu nicio mașină pe care zici că e, zici că e ce? Autobuzul ăla? Dă-te jos, dă-te jos acum! Andrei, promite-mi o singură chestie, promite-mi că nu o să-ți mai comanzi încă 50 de pizze ca toate dățile în care... Nu? Ok. Fac cinste, dar nu te întinde, adică gen, nu fi nesimțit, atât îți zic. Hai să vedem. Mă duc să... Cum... Bă! Andrei, ăla e... Andrei! Bă! Păi stai puțin, ăla-i Denis, ăla-i Denis? What? Bro, ce? Păi stai o secundă, nu stai, nu merge la el dacă la asta te gândești, nu, stai. Hai să-l întrebăm pe domnul ăsta că poate știe mai multe despre el. Domnule, în primul rând, bă Andrei, nu, ce ți-am zis eu despre pizza în public? Nu mânca orice pizza o vezi pe... Scuzați-l, vă rog. Auziți, băiatul ăla de stă la masă, îl știți cumva? A mai venit pe aici, gen, știți cum îl cheamă? Domnule? Saluti, nu știu cine e, e prima dată când vine la noi. A comandat o pizza margherita și o cola. Ok. Auziți, domne, avem și noi o cerere mai specială. Vă mulțumim, credeți-mă, chiar este o situație în care trebuie să ne camuflăm în angajați. Băi, Andrei, tu îți dai seama că noi efectiv, doar ca să îl spionăm pe Denis, ne-am angajat la o pizzerie? Adică, tu doar îți imaginezi, gen, ce am făcut? Da, dar... Da, o să merite, sunt sigur. Avem pizza gratis, da, și asta, dar hei, nu uita că suntem în timpul programului. Andrei, ai uitat ce contract am semnat? Domnule vânzător, vă mulțumim, credeți-ne, chiar ne-a salvat. Andrei, vină în coa! Andrei, lasă pizza, avem un plan de făcut. Vă mulțumim foarte mult. Pentru puțin, amice. Andrei, acum ideea în felul următor. Trebuie să-i aducem pizza și cola lui Denis 2011. Ai luat cola? Ia-o de la dozator. Ok, hai să ducem. Bun, și stai o secundă. Doar nu o să te duci la el și o să vorbești ca Andrei 2010. Gen, o să se prindă, realizezi, nu? Gen, realizezi că o să se prindă. De ce? Andrei, scrie-mi în momentul de față: bună ziua, cu ce vă servesc? Vreau să îmi scrii chestia asta. Vreau, imaginez că eu sunt un client. Bună ziua, cu ce vă servesc? Uite, exact de asta. Așa că pentru chestia asta ți-am adus un manual de română, Andrei. Și aș dori să-l citești puțin înainte. Sau mă rog, să-l ai cu tine în caz că nu știi ce cuvinte să scoți pe gură. Și vreau să vorbești cel mai corect gramatical posibil. Gen cum n-ai vorbit în toată viața ta, ok? Bun. Hai să mergem și nu da de bănuit că ești Andrei 2010. Bun. Haidem. Bună ziua, stimate domn, aici este pizza dumneavoastră și sucul, o să vi-l dea chiar acum colegul meu. Poftă bună, domnule, sper că vă place, să-mi spuneți dacă este vreo problemă, dacă doriți să vă mai aducem ceva. Și dacă aveți orice problemă, desigur puteți să ne chemați. Mulțumesc frumos, băieți, da, arată foarte bine pizza și sunt sigur că are un gust fenomenal, la fel și cola. O să vă mai chem eu dacă mai am nevoie de ceva. Desigur, domnule, nicio problemă. Să știți că politica noastră este să luăm și noi... Ok, haide, Laurențiu, hai să mergem, hai să mergem. Poftă bună. Băi, nebune, cum să-i mă tind... Doamne, fer...
doar promitem că nu o să te angajezi niciodată la pizzeria asta. Ce am făcut? Ho-ho! A folosit cratii, mă! Dar stați! Îmi pare rău, fraților, dar așa ceva nu se poate. Eu am vrut să vă ajut, dar cum adică să mâncați din pizza clienților? Îmi pare rău, sunt nevoit să vă dau afară. Normal că din cauza lui Andrei. Mamă, bă, Andrei, uite-te și tu în ce situație ne-ai pus. Deci a trebuit să mă angajez la pizza ca după să fiu concediat din simplu fapt că tu mănânci din pizza clienților. Gen, bă, ce am discutat noi? Bă, deci, mă, Andrei, lasă vrăjeala, te rog frumos. Am aflat măcar că îi place. Băi, te rog, lasă vrăjeala. Ideea e în felul următor. După ce că am fost concediați, am mai și plecat, deci nu mai putem să-l spionăm. Cum continuăm noi să-l spionăm pe Denis? Azi nu e zi de școală, deci trebuie cumva să-l găsim, nu știu, trebuie să... Mama, Andrei, dacă nu vii cu o idee bună care să merite, mă super pe bune. Am o idee, zi, te rog, ar trebui să fie bună rău ideea asta. De fiecare dată când am inspirație, fac ceva anume. Ce anume? Hai, mă, Andrei, nu pești din nou! Pe bune, eu băi, nu, efectiv, o să mă duc să spun la televiziune sau la cine a inventat programul ăsta, o să mă duc să îi rog să interzică canalul ăsta pe strada asta. Nu se mai poate, efectiv. Dă-i încolo de pești, efectiv, mi-au distrus. Bă, Andrei, eu zic că e de ajuns pe ziua asta. O să mă duc să stau pe calculator să mă joc toată ziua. Pentru că, efectiv, și eu, da, exact asta zic și eu. Hai să ne jucăm. CS2, da, ești cam noob, dar presupun că putem să ne jucăm. Ideea în felul următor, a fost o zi foarte, foarte obositoare. Eu zic că putem să continuăm. Bă, de ce nu mai avem ușă? Bă, de ce nu mai avem mobilă? Ce mă... Bă, nu mai e nimic în curte. PC-ul meu? Nu, stai o secundă, ce? Bro, nu mai am cameră. Bro, what? Andrei, nici tu nu mai... Andrei, e camera mea, gen, ca idee, adică... asta e camera ta, în caz că ai uitat, gen, ba nu? Andrei, nu mai e nimic efectiv în casă! Andrei, am fost jefuiți. Andrei, vino jos repede. Trebuie să-l sunăm la poliție. Andrei, ce se întâmplă? Darius e? Darius a făcut asta? Bro, e un sign aici. E efectiv un smiley face. E efectiv un smiley face. Îmi vine să mănânc pizza de nerif. Bă, Andrei, stai, lasă pi... Andrei, trebuie să identificăm cine a făcut chestia asta. Trebuie să aflăm cine a făcut și să mergem la poliție de urgență. Darius? Darius sau Denis? Mă rog, stai, aceeași chestie, dar gen... Denis. Darius, Denis. Tu chiar crezi că... Mamă... Bă, dar s-ar putea să aibă sens. Dacă a făcut el asta. Nu, știi ceva? Nu, hai să mergem să-l prindem acum! Știi ceva? Acum! Da, n-am reușit nimic să facem asta și presupun că nu e chiar așa confortabil să dorm pe jos, dar... Presupun că n-avem încotro, avem și Enderman în casă, dar... da, mă rog, nu contează. Enderman în casă... Andrei, noi n-avem nici măcar ușă la casă, așa că... Somn ușor. Hai să vedem. Presim că ziua asta o începem bine. Nu știu, am eu așa un feeling, am un vibe. Eu zic să începem prin a merge la centrul de printing și să îl întrebăm pe vânzător dacă știe ceva de Denis, pentru că la urma urmei aici a venit să printeze alea, nu? Adică are sens totuși. Așa că hai să vedem. Haide, Andrei. Bună ziua, domnule vânzător. Avem și noi o problemă. Bă, Andrei, ce ai, mă? El e imprimanta? Da, care-i problema? Trăim în 2023. Adică, gen, înțelege, moșule, gen, ne tehnologizăm și noi. Ok, domnule vânzător, ignorați-l, vă rog. Ideea e în felul următor. Nu vrem să printăm nimic, în schimb vrem să vă întrebăm ceva de un tip pe nume Darius 2011 sau Denis 2011. Ideea e că el venea de obicei să printeze niște foi cu... Andrei 2010 e prost, Andrei 2010 e fraier, cunoașteți ceva de genul? Ca idee, el e Andrei 2010, adică el e băiatul la fraier și... Da, adică... cunoașteți ceva de genul? Pe pop! Sincer, nu mai țin minte, avem foarte mulți clienți, după cum puteți observa. Sunt foarte mulți clienți în magazin și coada este destul de mare. Domnule, cum adică e full magazinul și e coada? Adică noi când am venit nu era absolut... Da. Deci nu cred că vă pot ajuta.
Dom'le, dar n-aveți o bază de date, ceva, orice, zici și tu, Andrei, nu știu, zici și tu, gen, o bază de date, orice. Este mai greu de accesat. Aha, și dacă cumva se face că scap 64 de diamante pe jos și le luați chiar dumneavoastră, este mai ușor de accesat? Măi, ideea e că nici eu nu știu foarte multe detalii despre această persoană. Mi-a spus că îl cheamă Dennis, dar nu a vrut să se prezinte niciun buletin pentru a se înregistra în baza noastră de date. Deci cel mai probabil acesta este un nume fals. Taolo, ia uite mă pentru ce am dat eu 64 de diamante, bă băiatule. A, bă frate, glumești cu mine. Deschide-te ușă, bă frate, uite-te și tu. Deci eu am dat 64 de diamante să-mi spună un vânzător că ăla nu-i numele lui. Sau că s-ar putea să nu fie numele lui. Ha, bă, pe bune. Bă, bă, am fost jefuit pe față, efectiv. Dă-te încolo. Dar, bă, ce dar, mă, ce dar. Am fost, de efectiv, jefuit, efectiv. Andrei, nu înțeleg ce zici acolo, în ce limbă vorbești. Stai. What? Nu e o informație atât de inutilă pentru că... Bă, dar stai puțin, cum ai învățat să vorbești dintr-o dată? Ah, lol, ai citit din manual, ok, da, ok, continuă. Mi-ai dat manualul, ok. Deci informația asta nu e așa inutilă pentru că acum știi măcar că se ascunde și nu-l cheamă așa. Da, presupun că nu e atât de inutilă, ba chiar mai mult. S-ar putea chiar să se deghizeze. Adică tu vrei să-mi spui că el nu arată așa de fapt? Și se ascunde sub un alt skin? S-ar putea. Mă... Să știi că asta a fost un moment rar în care chiar ai fost inteligent. Sincer să fiu cu tine. Și mai lasă manualul ăla de română că mi se pare că vorbești cam prea corect și... nu știi ceva? Nu mi se pare ok, sincer. S-ar putea chiar să nu fie 2011. Bă, da... Bă, să știi că nu zici deloc rău. Ok, deci s-ar putea să se deghizeze. Ok, știi ceva? Eu zic să așteptăm ziua de mâine, să mergem la școală. Și de acolo, cred că putem analiza mai multe chestii. Eu nu cred nimic despre el. Andrei, pune mâna pe manualul ăla din nou, te rog. Ok, hai să vedem dacă putem investiga ceva în școala asta. Adică, pe bune, o cunosc atât de bine încât n-are ce să-mi scape de sub... Andrei, ăla-i Dennis. Ok, stai puțin, nu te panica. Bă, stai mă, stai. Nu te panica, Andrei. Lasă pizza, lasă manualul de română. Stai o secundă să văd. Stai să analizez. What? Bă, stă în fața cancelariei, bro? Explică-ne ce ar sta în fața cancelariei, gen, care ar fi motivul logic pentru care ar face chestia asta, gen, poate ce? Poate, deci, sunt două posibilități. Stai să citezi manual. Așa, deci, sunt două posibilități. Ori vrea să vorbească cu un profesor, ori n-are ce face și s-a dus în cancelarie. Da, presupun că... Da, nu știu, eu zic să-l urmărim și să nu-l scăpăm de sub ochi pentru că, da, eu zic să așteptăm aici să vedem care e următorul pas și dacă cumva vine, fugi, efectiv. Hai să vedem. Bă, nu, numai față! Bă, Andrei, de ce l-ai scăpat din vizor? Ți-am zis că e numai vina ta! Ce, bă, eu? Ai, da, capul meu. Păi și unde stai? Uite, ce o să... E în cancelarie! Nu, nu de... Andrei, ești nebun la cap? Andrei, ai nebunit. Andrei, din greșeală. Bă, băiatule, cum să deschizi ușa? E acolo, nu? Da, bă, ești nebun în cancelarie. Ok, Andrei. M-am gândit și la chestia asta, așa că vino încoa. Am un plan B. Dacă nu am reușit să-l prindem, vreau să facem în felul următor. O să intrăm în cancelarie în forță și nu mă interesează că e cancelaria. Am aici niște nebunii. Pentru că m-am gândit de acasă și mi-am luat ceva cu mine. Dacă vezi tu aici în acest... Bă, vine? Cine vine, mă? Ascunde-te. Nu vine, mă, nimeni. Bă, calmează-te, mă, Andrei. Vino puțin, că îl auzim. Andrei! Am aici niște jucării. După cum poți observa, am obsidian, iron... Ok, pune-le la loc, totuși. Probabil te întreb ce vom face cu astea. Ei bine, nu vom intra pe ușă, o voi distruge direct. Avem niște obsidian ca să înlocuim acolo unde era ușa, ca să nu scape. Avem niște iron bars ca să punem în loc de geamuri și niște iron pickaxe ca să spargem geamurile. Ce vreau eu de la tine este în felul următor. Eu o să sparg tot, iar tu o să pui. Așa că ia aceste iron bars și aceste obsidian. O să pui obsidianul în loc de ușă și iron bars în loc de geamuri acolo unde sparg, ok? Și să te miști super repede pentru că nu se știe ce ascunde tipul ăsta. Ok, ești gata? Hai, la 3.
3, 2, 1. Acum, repede. Mama, stai să vezi. Aha, Denis 2011, salut prietene, ce faci? Nu mai ai unde să scapi, a? Nu mai ai unde să fugi ca data trecută. Ia zi, ce zici? Stați, ce vreți de la mine? De ce ați baricadat tot? Andrei, e plăcerea mea. Adică poți să vorbești. E plăcerea mea să te las să vorbești. Chiar ești invitatul meu, sincer. Chiar vreau să vorbiți voi doi, sincer. Eu o să mă uit. Asta are un pichec și nu e frică să-l folosească. Exact, Denis 2011. Așa că eu zic să spui adevărul. De ce ai printat toate alea și cine ești? Și de ce... Cine ești mai exact tu? Cine ești? Denis, Darius, cine ești tu? Exact, cine ești tu? Efectiv, cine ești tu? Aha, se pare că nu mi-a mers planul. Dar era pe cale să-mi reușească. Planul meu de a-l zbura pe Andrei din orașul ăsta era pe cale să-mi iasă. Cu tine nu am nimic personal. Ai fost o victimă colaterală. What? Vrei să-l zbori pe Andrei afară din oraș? Ce mă? Andrei, stai să vezi ce te zbor eu. Nu, stai puțin Andrei. Cine ești cu adevărat? Știu că nu te cheamă Denis 2011 și că nu arăți așa. Andrei, eu zic să-i dai masca jos acum. Andrei, dai masca jos acum! What? Domnul director! Aha, bine! Bă, stai, nu mai înțeleg nimic efectiv. Ce? Tu erai? Bă? Oh my god! Andrei, privește partea bună. Vrei să nu mai funcționezi școala asta? Ia zi, Andrei, vino puțin. Andrei, țin să te asigur că în momentul de față, domnul director nu o să mai fie domnul director, pentru că o să fie clar exclus din sistemul școlar și nu știu exact de ce ai vrut să faci chestia asta, dar să știi că nu știu exact ce ai vrut tu să faci, dar nu ți-a ieșit, așa că Andrei, privește partea bună, am aflat cine era haterul tău și... O să rămână și fără job. Bate palma, misiune completată. Let's go!